Astăzi, inspectorul șef al Protecției Consumatorului din județul Mehedinți a ținut o conferință de presă unde a transmis cetățenilor noul număr unic de sesizări telefonice al organismului care veghează ca drepturile consumatorului să fie respectate. Dăm publicității noua plachetă cu telefonul la care pot suna consumatorii. Nu mai este vehicul Infocons, care a fost folosit și de alte asociații sau alte persoane. Și tocmai de aceea s-a trecut la telefonul consumatorilor. Este acest număr cu specificația: reprezentanții asociațiilor de consumatori nu au drept de control la operatorii economici. Tocmai de aceea s-a făcut, pentru că s-ar părea că se mai încearcă de unii să se erigeze în organe de control, instituții neguvernamentale, asociații de protecție și nu au acest drept decât noi putem să facem controle în domeniul protecției consumatorilor. Au existat semnale că s-au întâmplat astfel de cazuri și în unitățile din Mehedinți? În ultima perioadă nu. Nu știu ce-o fi fost înainte, de când sunt eu nu. Nu pot să comentez ce a fost înainte, că nu am condus și nu comentez. Dar din momentul în care s-a luat această măsură, se înțelege că la nivel național s-a practicat așa ceva. Și atunci, pentru a întâmpina asemenea abuzuri, atât pentru consumatori și în mod deosebit pentru operatorii economici, care au și ei problemele lor, este cazul să fie mediatizat, să cunoască. Noi o să mai facem o întâlnire la Camera de Comerț cu reprezentanții importanța ai operatorilor economici, cu mediul de afaceri, unde o să le dăm și dânșilor și o să mediatizăm și cu dânșii în mod direct acest aspect. Rugămintea a fost cu dumneavoastră, pentru că aveți mulți care vă urmăresc pe posturi, pe ziare și pe astea și e bine să ia la cunoștință toată lumea.